Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Vreți să vă dau o veste bună? Crezi că asta a fost știrea? Un medic nutriționist. Așa, zine român, că ne plac al nostru, asta. Adevărat patriot, nu ca nenorociții ai alții. Spune că dieta mediteraneană ar putea fi înlocuită cu succes cu dieta carpato-danubiană. Ai prins. Noi practicăm dieta carpato-danubiană cu mult succes de 10 de ani deja. Când am născut. Dar de ce au scos aia pontică? Se vede până... A, exact. Calcanul. Hamsia. De ce doar carpato-danubiană? Nu mai să mai găsești, acum e greu. Ai văzut ce greu găsești o hamsie corectă? Da. Nu mai e hamsie la mare. Ieri am văzut un reportaj, nu mai știu pe ce post am văzut. Da, ai văzut. Cred că... Nu contează. În fine, am văzut... Voiam să citesc, dar nu știu exact când am văzut. Un reportaj la TV că se încearcă reaclimatizarea stridiei de Marea Neagră. Deci, aparent, până în urmă cu... Prin anii 50, până în urmă cu 100 de ani, existau, ar fi existat stridii în Marea Neagră. Și erau bune de mâncat. Dar după aceea, pe cocile unor vase, a fost adus o specie invazivă, rapana. Deci rapana aia pe care o mâncăm noi la Marea Neagră, a omorât stridiile. Cum naiba dădea rapana în stridie? Fratele, nu înțeleg. Se ducea și le... Cum? Că aia de pe o deschis cu gura, cu cuțitul, trebuie să vină un nins să-ți o despăr. E o tehnică acolo, le prindeau, erau agili. Da. Doar că, îți dai seama acum, deci rapana are, după ce a distrus populația de stridii, oamenii ne mai mâncă în stridii, au început să mănânce rapane. Și acum și rapanele sunt... Rapanelor acum le pare rău. Da. Da. Acum rapanele și sunt... Și ei au dat. Mai rugăm, aduce stridii înapoi. Dacă nu mai ne atingem, dar mai... ne jurăm. Deci asta, o dietă carpato-danubiano-pontică, într-adevăr. Cu stridii și un pic de rapane ar fi bună. Așa, zic băga. Cu aia... Ce să mai zic? E greu să urmezi dieta mediteraneană cu măsline de herăstrău și creveți de Dâmbovița. Okay. Și atunci, doamna profesor, dr. Maria Moța, membra Asociației Europene pentru Studiul Diabetului, susține că, deși dieta carpato-danubiană pontică, am zice noi, este extrem de benefică în cazul obezității și diabetului, nu este promovată suficient, scrie G4 Media. Spre deosebire de aia mediteraneană. Adevărul că toată lumea acum mănâncă, da. Deci vă recomand cu toată căldura această dietă, spune doamna doctor. Are la bază ideea alimentației noastre tradiționale. Avem toate cerealele, avem toate legumele. Important e să le recomandăm populației și să le sugerăm cantitățile. Dieta mediteraneană presupune să avem acces la pește, la fructe de mare. La noi cumva e mai limitat. Dar cereale și chiar și carne. Spune că, doamna doctor spune că există carne albă de găină de curcan, care e foarte bună, dar există și carne de porc, care nu e contraindicată. Normal. Dar care trebuie limitată la anumite cantități, la fel ca și carnea de vită. Dar noi cerealele în bucătăria carpato-danubiană le mâncăm doar sub formă de pâine și de pilaf. Da. Și un pic de orezul pilaf. Orezul nu e cereal. Orezul nu e... Ba da, e cereal orezul. Îl băgăm la cereale, da. Da, corect. Porumbul nu știu dacă e cereală. Și porumbul sub formă de mămăligă, deci... Da. Porumb, mămăligă, pâine și pilaf. Că în și rest, mei, ce... pe vremuri se mânca mei. Cum? Meiul era, da, înainte să fie importat porumbul, da, să fie adus porumbul în Europa, se mânca mei. Se făcea ca mămăligă, dar... Da, un terci, da. Da. Nu prea, și de asta... Mei nu mănâncă papagalii? Desigur, ba da. Băi, fii patriot. Și, sigur, mai există bulzul dacic. Am văzut la mai multe... Da. Bulzul dacic? Bulz dacic, da, cu mămăligă dacică. Dar n-ai bine unul cu varză dacică? Care vine și... Varza era foarte mult romanii, mânca o varză murată. Se spune că armata romană a Imperiului Roman, adică mergea pe o burtă plină de varză. Practic, dădeau la vale butoaiele cu varză murată când... Da. Va dau... Simțeai că vine armata română de la o poștă. Da. Dacă bătea vântul corect. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.